Cu implicarea Preasfințitului Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, zeci de voluntari coordonați de părinții slujitori au colectat și pregătit pentru transport cadouri pentru persoane defavorizate din țara noastră. Peste 700 de pachete vor ajunge până la sfârșitul acestui an la cei care au mai mare nevoie de ajutor. Astfel au primit îmbrăcăminte și încălțăminte nouă de sezon copiii din zona de nord-est a țării, iar orfanii de la Valea Plopului au găsit sub brăduț câte o cutie cu toate cele necesare pentru a trece cu bine iarna. Caravana cu pachete a ajuns și la familiile nevoiașe din județele Vâlcea și Gorj, care au primit îmbrăcăminte, încălțăminte, dar și calculatoare sau tablete pentru școala online. Nu au fost uitați nici vârstnicii și persoanele cu probleme de sănătate aflați în centrele de îngrijire socială din județul Teleorman. În același județ, printr-o colaborare cu parohia Dobrogostea, a fost posibilă oferirea multor daruri copiilor din familiile nevoiașe din satele din împrejurimi. În altă parte a țării, o familie din județul Bistrița-Năsăud și o alta din județul Sibiu, aflate în mare dificultate în prag de iarnă, au primit un ajutor pentru repararea acoperișurilor caselor. Unei familii numeroase din județul Constanța, având 13 copii, i s-a asigurat încălzirea pe timp de iarnă. Această sărbătoare a nașterii Mântuitorului este o sărbătoare a gingășiei, a fragilității, a căldurii familiale, a îmbrățișării, a generozității și a reumanizării noastre. Acești sărmani sunt invizibili pentru lume, însă sunt atât de prețioși pentru Dumnezeu. De aceea se cuvine să mulțumesc tuturor celor care s-au alăturat campaniei noastre filantropice, intitulată Să îmbrăcăm un copilaș în prag de iarnă, și iată, sute de copilași au fost îmbrăcați, au fost încălzați, au fost hrăniți, au fost îndulciți și îmbucurați de toți cei care ni s-au alăturat în proiectele filantropice din această perioadă a postului Crăciunului în Episcopia noastră Ortodoxă Română a Europei de Nord. A devenit o tradiție ca în fiecare an, în apropierea sărbătorii nașterii Domnului, clericii și credincioșii din Scandinavia să ofere ajutoare persoanelor nevoiașe din țara noastră.